Simona Halep continuă să fie umilit, locul 98 mondial i-a arătat cum se joacă tenis. Simona Halep a suferit o nouă umilină, în SUA. La turneul de la Miami, liderul mondial a primit o lecție de tenis de la Francuzoaie Caucane Dodin, locul 98 VTA, 21 de ani, prezent pe tabloul principal Caluk Kiloser. Chiar dacă a câtigat chinuit, Halep s-a impus cu 7-5, în decisiv. Oceane Dodin ocupă locul 343 în clasamentul sezonului 2018. Dodin a trecut în primul tur de Veronica Cepederoic din Paraguay, locul 78 VTA, scor 6-4, 7-6, 3, 6-3, după 2 ore sublinierei 14 minute de joc, iar cu Halep s-a distrat. Primul set l-a câtigat cu 6-3, în cel de-al doilea s-a impus Simona cu 6-3, iar în decisiv, Halep a închis cu 7-5. Halep a cerut 2 intervenții medicale în meciul cu Dodin, pentru probleme musculare în zona gâtului. În plus, i-a cezut în decisiv subliniere i-a acuzat durerii sublinierei la gleznă. Simona Halep a început foarte rău meciul cu Dodin sublinierei nici nu l-a continuat entuziasmant. Practic, nu i-a ieșit sublinierea IT nimic până la 0-2 sublinierei 0-30. A trimis mincii scurte, penalizate o subliniere ori de rival, a servit slab, permigându-i francuzoaie cei retururi cu subliniere pictoare, chiar pe primul serviciu. Fără vitez sublinierei fără ritm, Halep a punctat doar din cadourile venite de dincolo de fielu. I-au fost destule, între care 5 duble gre subliniere Eli în dreptul lui Dodin în 2 game-uri de serviciu, 8 în primul set, 16 în meci. Agresiv de la început, lovind puternic, longilima jucătoare franceză a alternat dublele cu a sublinierei, a găsit unghiuri deschise sublinierei, a pus minge cât mai aproape de linia de fund. Halep nu i-a evoluat grozav nici în setul al doilea, dar l-a câștigat subliniere tigat pentru ce agre subliniere IT mai puțin subliniere I pentru ce adversara a jucat mai slab. Dodin subliniere i-a revenit miraculos un decisiv, set în care ambele sportive au evoluat la un nivel mai ridicat. Din fericire pentru jucătoarea română, care a fost chinuit aproape tot timpul de dureri în zona cervicală, sprintul final i-a aparținut sublinierei, spre deosebire de meciul din semifinalele de la Indian Wells, cu Naomi Osaka, nu a fost părăsit de spiritul de luptătoare, atât de desartat. În decisiv, Halep s-a enervat, a dat cu racheta de pământ, iar publicul a fluierat-o, în timp ce arbitrul i-a dat un avertisment. Din acel moment, ea a devenit mai bună în joc sublinierei, mai dispus la efort, cu subliniere tigând o partid complicat. La început, Dodin a condus cu 2-0 sublinierei 30-0, înaintea Simona Halep se revin sublinierei se egaleze la 2. Evoluția ceva mai bună a româncei nu a continuat, astfel ce adversara ei s-a desprins la 5-2, după un break în game-ul al sublinierei.
subliniere a SLA, apoi a închis setul cu 6-3 în 39 de minute. După primul set, Halep a acuzat probleme la musculatura gâtului, subliniere i-a chemat asistent medical. A repetat această solicitare la 2-1, în setul secund, pe care l-a început mai bine. Liderul VTA a reușit, subliniere IT break-ul în game-ul al doilea, dar a pierdut repede avantajul, tot din respinzând cu un rebreac, subliniere egalând ulterior la 2. Halep s-a mai desprins odată la 2 game-uri, cu break la 3-2. Dar din nou nu, subliniere, i-a fructificat serviciul în game-ul următor. A făcut-o totul, subliniere, după un rebreac, subliniere, i-a pus capte setului cu 6-3, după ori, subliniere, 13 minute. În decisiv, Dodin, subliniere, i-a regăsit jocul, pierdut în setul al doilea, subliniere, i s-a aflat din nou la conducere. Ea a reușit, subliniere, IT prima breacul, la 2-1, dar nici o jucătoare nu, subliniere, i-a fructificat serviciul în următoarele 3 game-uri. Scorul a devenit 4-4. Înainte ca Halep să mai câștige tige odată pe serviciul rivalei, la 5-5, subliniere i se câștige tige meciul, după 7-5, subliniere i după 2 ore, subliniere i subliniere 6 minute de joc. Dodin s-a retras în ultimul tur al calificărilor, abandonând meciul cu americanca Alison Risque, la 1-6. Jucătoarea franceză a ajuns pe tabloul principal, după retragerea sportivei elvețiene Belinda Bencic. Este a doua umilină numai o sepetemă pe care Halep o suferă în SUA. În semifinalele de la Indian Wells, Naomi Osaka a spulberat-o pe Halep, cu 6-3, 6-0. Halep, subliniere, i Dodin nu se mai întâlniser până acum. Halep, 26 ani, principala favorită a competiției, subliniere i-a asigurat un cec în valoare de 47.170 $, subliniere i 65 de puncte VTA, iar în turul următor o va înfrunta pe poloneza Agnieszka Radwańska, cap de serie numărul 30, care a dispus la rândul ei 6-3, 7-6, 7-4. De belgianca Alison Van Uytvanck.